Bună ziua de la cea de-a 20-a ediție a Indagra 2015, o transmisiune chiar din mijlocul târgului. Tocmai ați urmărit festivitatea de deschidere la care au participat președintele României Klaus Iohannis și ministrul Daniel Constantin. Noi vom face un scurt tablou al evenimentului, dar vom comenta și discursurile celor doi oficiali ai statului român, împreună cu domnii Ion Banu, colegul nostru și realizatorul emisiunii Din Lumea Statului. Bună ziua, domnule Banu! Bună ziua, bună ziua, mulțumesc! Și domnul Ilie Stoian, director de proiect Infogroup. Bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumesc și de asta de asemenea! Bun găsit tuturor! Înainte de orice, dați-mi voie să-mi scot pălăria în fața fermierilor și industriașilor din industria alimentară românească. Domnilor, discutăm de cea de-a 20-a ediție a Indagra, peste 480 de companii din 23 de țări. Din cele 480 de companii expozante, 160 sunt din străinătate și peste 320 din România. Indagra a ajuns la ediția 20, este cel mai important târg de profil agricol din România. Cum îl vedeți la o primă strigare așa? Începe să adune tot mai mult interes agricultura în jurul ei, mai ales că vorbim de un târg care este chiar în centrul Bucureștiului. Da, așa cum ai spus, este cel mai important târg agricol din România, care adună, iată, foarte mulți expozanți, aproape 500 de expozanți, spuneai și tu, foarte mulți vizitatori, avem experiența anilor trecuți, ceea ce înseamnă că este în creștere, dacă mai pot spune așa, după 20 și ceva de ani, la 20-a ediție, iată, Indagra, în creștere interesul agricultorilor, interesul fermierilor față de ceea ce se realizează, ceea ce se întâmplă la un asemenea târg internațional. Pot spune pentru că participă și 22 de țări, 160 și ceva de expozanți în aceste 22 de țări. Este impresionant faptul că este o gamă foarte mare de produse, de tehnică agricolă prezentată aici, ceea ce dă posibilitatea fermierilor în general, pentru că ei sunt cei mai interesați de un asemenea eveniment, să aleagă ceea ce li se potrivește cel mai bine în zona lor, în ferma lor, în exploatația pe care o au în administrare. Este foarte important că intră în contact direct cu cei care produc și respectiv comercializează astfel de produse. Este și momentul, dacă vreți, în care se negociază inclusiv prețurile, pentru că e normal. Este un moment deosebit în care majoritatea celor care, expozanților, celor care expun aici produsele despre care vorbeam, și echipamentele, să atragă cât mai mulți fermieri și să valorifice cât mai mult, pentru că interesul lor ăsta este, iar interesul fermierului să cumpere cât mai ieftin și utilaje cât mai fiabile. Domnule Stoian, pe lângă Indagra Târgul Mare avem și Indagra Food, Indagra Wine. Dumneavoastră, pe lângă agricultură, reprezentați și aveți reviste și în domeniul industriei alimentare. Pentru aceasta, pentru industria alimentară, cât de important este un astfel de târg? Da, alături de Infoferma noi edităm și Infoalimentul și fabrica de carne, fabrica de lapte, publicații specializate. Eu sper că începând cu această ediție Indagra și nu numai Indagra, m-aș gândi și la TIB, fostul TIBCO, acela care era pe vremuri, să atragă tot mai mulți participanți din rândul industriei alimentare. De ce am speranțe sau am argumente pentru aceste speranțe? Pentru că odată cu reducerea TVA-ului de la 24% la 9%, volumul de afaceri al companiilor din industria alimentară românească ar trebui să crească și chiar sunt semne că, că volumul a început să crească. Așadar, mă aștept ca firmele din domeniu să investească tot mai mult în marketing, în prezentare, în reprezentare, în publicitate, pentru a veni tot mai mult
în fața consumatorilor, în, finalmente, pentru a-și mări vânzările. Dacă nu vii cu lucruri noi, dacă nu arăți oamenilor că ai lucruri noi, atunci știți cum e. Copilul care nu strigă nu primește de mâncare. Așadar, firmele care nu ies în lume sunt mai puțin cunoscute. Totodată vreau să remarc faptul că actuala ediție a Târgului Indagra are loc după o vară delicată, după o primăvară și o vară delicată, și dacă e să ne legăm de speech-ul domnului ministru Daniel Constantin, mă bucur încă o dată pentru faptul că Ministerul Agriculturii, Guvernul, pune la punct programe tot mai utile fermierilor care se vor asocia, pentru că de fapt ăsta e viitorul. Și dacă mă gândesc la actualul PNDR, acele punctaje în plus care se primesc pentru asocierile pe formă integrată, deci acoperind tot lanțul, sunt cât se poate de utile. Bun, o să mai discutăm despre asociere și despre legea cooperativelor pe care ministrul a anunțat că vrea săptămâna viitoare să o lanseze în Parlamentul României. Dar vreau să mai întreb ceva de târg. În 2015, cât de important pentru mari producători, atât și jucători, atât din agricultură, cât și din industria alimentară, mai este un astfel de târg, un târg fizic, un târg care se desfășoară timp de 5 zile, de miercuri până duminică, într-o eră a tehnologiei și a internetului, unde viteza de circulare a informației este foarte mare și putem accesa oricând caracteristicile oricărui utilaj de aici? Cu atât mai important este, cu cât viteza în care se desfășoară lucrurile în acest secol 21, cu atât mai importante sunt astfel de manifestări, astfel de prezentare a ceea ce produc în fiecare an, pentru că foarte des, foarte mult și viteza în care apar noi soluții tehnologice, noi utilaje, din ce în ce mai performante, mai fiabile, cu atât mai mult spun, este necesar ca acestea să fie prezentate fermierilor, potențialilor beneficiari. Spunea domnul Stoian mai devreme că fermierii în general au parcurs un an foarte greu și cu atât mai mult cred că este important, zic eu, cu atât mai importante sunt aceste întâlniri ale fermierilor cu cei care îi expun, iată, într-un asemenea moment, într-un asemenea eveniment expozițional. Sigur că fermierii după un an așa de greu sunt în general decapitalizați. Nu întâmplător spuneam mai devreme la prima intervenție că aici se negociază și foarte mulți dintre comercianți, producători, mai lasă, hai să spun așa cu ghilimele de rigoare, din preț, pentru că realizează și ei, după un an greu, este foarte destul cu probleme deosebite din punct de vedere meteorologic pentru fermieri, este greu să vinzi la nivelul la care ai valorificat anii trecuți utilajele. Și atunci, sigur că există această oportunitate pentru fermieri și șansă pentru producători, comercianți să crească vânzările. Vorbea domnul Stoian în intervenția precedentă de faptul de scăderea TVA-ului la alimente, spunea un lucru care a încurajat și a dat o gură de oxigen industriei alimentare. Acum s-a anunțat și scăderea TVA-ului la apă, 9% de la 1 ianuarie 2016, un anunț făcut de ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici. Ce înseamnă acest lucru pentru fermieri și în contextul în care tocmai a trecut și a fost votată acea mult dezbătută lege a irigațiilor? Păi, pentru fermieri înseamnă extraordinar de mult dacă legea ar fi pusă și în practică foarte repede. Înțeleg că bugetul Ministerului Agriculturii va fi suplimentat cu o sumă importantă, cel puțin pentru 2016, astfel încât lucrările de investiție în infrastructura mare să demareze foarte repede. Este foarte necesar, foarte necesar și foarte binevenită și reducerea TVA-ului despre care spuneai, Rareș, pentru că se diminuează costurile pe 1000 de metri cub, pe apa care este consumată la unitate de suprafață.
Și să mai spun, mai cazul să mai vorbim de importanța, nevoia, necesitatea irigațiilor în condițiile în care anii secetoși sunt din ce în ce mai frecvenți. Vorbeam cu câțiva ani de zile în urmă de din 10 ani, 7 secetoși și 3 excesiv de secetoși, că cred că raportul s-a schimbat. Din 10 ani avem 3 oarecum favorabili și 7 excesiv de secetoși. Poate exagerez un pic, dar cel puțin în anumite zone, criza de apă sau nevoia de apă a plantelor este din ce în ce mai mare și seceta este din ce în ce mai pronunțată. Deci este nevoie de foarte multe lucruri de făcut. Aici și cercetarea este nevoie să intervine mai mult și susținută pentru a putea interveni mai mult, să creeze soiuri hibrizi cu rezistență nu numai la bol, la cădere și la dăunători, dar la secetă, cu rezistență la secetă, cu, mă rog, nu intrăm în amănunte tehnologice, tehnice de cercetare acum, dar și dezvoltarea sistemelor, sistemului de irigații, măcar să ajungem la jumătate din cât aveam în 90, spre sfârșitul anilor 90, aproape 3 milioane și ceva de hectare. Acum irigăm câteva sute de hectare și ceea ce este foarte grav pentru România, care se laudă cu un pământ fertil, un pământ extraordinar, comparativ cu ce au vecinii noștri sau alții din lume. Eu am văzut multe țări din lume în care cultivă pe nisipuri, pe piatră, pe stânci și reușesc să facă producție și să se asigure necesarul de produse agroalimentare. Noi avem posibilitatea să avem excedent de produse agroalimentare, din păcate cu greu asigurăm și necesarul, cel puțin pentru o parte din produse. Deci este foarte important pentru România, pentru fermieri și de ce nu pentru bugetul național, că vorbeam de reducerea TVA-ului, creșterea consumului, diversificarea produselor, dar asta în final conduc și la o acumulare la bugetul național al statului. Și este foarte important ca statul să ia măsurile de rigoare astfel încât să promoveze măsurile, să promoveze acțiunile care să conducă la ceea ce spun acum. Dar nu este doar atât, dacă permite să intervin domnul Banu. Din punctul ăsta de vedere, dacă vorbim despre irigații, România se află într-un moment limită. Știu foarte bine că primele semne ale deșertificării în lunga Dunării au apărut încă de la finalul anilor 70. E vorba de responsabilitate, s-ar putea ca acest cuvânt să pară bombastic, dar nu e așa. E vorba de responsabilitate patriotică pur și simplu pentru viitor. Chiar azi dimineață am fost în redacție la noi și am citit pe un raport apropo de tendințele anului 2016, din ce în ce mai mult se va pune accentul pe sustenabilitate ori în vari domenii. Ori dacă nu ai un program național de administrare a apei, care e esențială, sunt deja conflicte internaționale pe tema apei, dacă nu demarează acest proiect și din fericire sub o formă sau alta, legea până la coada a trecut, aceea denumită generică a irigațiilor, atunci România se va afunda și mai tare în ciuda bunăvoinței și în ciuda eforturilor. Vedeți că vorbim sau se vorbește de prin anii 60 de o iminentă criză alimentară. Eu cred că, îndrăznesc să cred că va fi o criză a apei mult mai serioasă decât cea alimentară și cred că este nevoie nu doar să, în primul rând, să știm să administrăm foarte bine și foarte eficient resursele de apă de care dispunem noi, vorbim de România acum, dar e valabil pentru tot mapamondul până la urmă, cât de bine administrăm resursele de apă subterane, de suprafață. Cred că nu este deloc de neglijat și ideea ca apa, inclusiv din precipitații, dar cea de care dispunem, iată că avem atâtea bazine hidrografice în România, să știm să le administrăm foarte bine, să le gestionăm foarte bine, să le acumulăm în perioadele de excedentare din punct de vedere pluviometric și să le folosim în perioadele, iată, de secetă care uneori durează și câteva luni de zile, cum s-a întâmplat și anul ăsta. Vorbeam de deșertificare, așa este. E un proces are o continuitate de la an la an, dacă vreți, să amplifică din ce în ce mai tare. Fotogramele din satelit indică o alunecare spre roșu, despre deșertificare, da. încă din anul 1976. Și iată, și aici, dacă vreți să extindem discuția,
chiar dacă suntem la o manifestare expozițională în Dagra 2015, vorbim despre agricultură, pentru că acestui sector este destinată această manifestare. Trebuie, în afară de o gestionare foarte bună, foarte bună a apei, cred că trebuie să ne îngrijim și de acele perdele forestiere de protecție care contribuie la crearea unui microclimat favorabil dezvoltării plantelor în general și a stabilității bio-meteo la nivel local și general, a biodiversității. Și probabil că prin astfel de măsuri... Doar dacă ne lasă și companiile austriece de prelucrare a lemnului. Da. Poate că până la urmă să le facă și poate să le facă ei, dar să le facă. Aș reveni la o întrebare precedentă a oportunității unui asemenea târg și aș aduce în discuție, aș face o paralelă cu lumea artistică, pentru că degeaba aveți artistul la televizor sau pe YouTube, trebuie să mai mergi și la concert. Însă m-aș gândi la marile manifestări expoziționale pe industria alimentară, dar și pe agricultură din străinătate. Ori dacă ne gândim la Nuga Food, dacă ne gândim la târgul de la Barcelona sau la Sial Paris, cele mai mari din lume care se organizează alternativ, atunci vedem că aceste târguri sunt extraordinar de oportune. Hanovra, care e săptămâna viitoare. Hanovra, la fel, așa. Și pentru încheiere de afaceri, și pentru testări de produse, și pentru, vorbim de agricultură, da? O soluție de nutriție, o soluție de fertilizare. Una e când citești pe site și alta e când discuți cu specialistul și primești sfatul direct de la specialist. Este și o oportunitate de socializare între cei prezenți aici, pentru the business, atât între companii și clienți, cât și între cei interesați în acest agrobusiness. Și în glumă și în serios, știți că noi organizăm, infogrupul organizează conferința internațională Meated Milk și unul dintre sloganurile pe care acum îl dezvălui, așa îl spunem și în glumă și în serios, sloganul spune așa: contacte și contracte. Domnilor, da. Vă mulțumesc mult de tot pentru deschiderea, parțială de deschiderea acestui târg. Noi luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim cu ministrul Daniel Constantin, Dorin Coșcar, președintele April, și Laurențiu Baciu, președintele LAPAR. Rămâneți cu noi, toate cele bune. Ne întoarcem.